Înscrierile în anul de facultate sunt pe ultima 100 de metri, cât de căutate sunt facultățile și care este strategia de atragere a viitorilor studenți, mai ales că numărul celor care reușesc să ia bacalaureatul este tot mai mic de la an la an. Discutăm în această seară cu invitatul observatorului, rectorul Universității Alma Mater, Nicolae Georgescu. Bine ați venit la Observator! Bună ziua! Vă salutăm telespectatorii și auditorii dumneavoastră! Așa cum spuneam, mai sunt câteva zile până când se încheie admiterea la universitate și o să vă rog să răspuneți cum este anul acesta comparativ cu anii trecuți. A aveți toate locurile ocupate? Departe gândul. Avem ocupate jumătate din numărul de locuri care s-au ocupat anul trecut. Explicații pe subiect consider că ar fi în plus pentru că toată lumea știe care a fost situația cu bacu. Deci, contrar a așteptărilor, în anul 2013, la examenul de bacalaureat, Prezența a fost cam 40 la, 60% și 50 și ceva la promovați, deci numărul de absolvenți de liceu cu diplomă de bac este mai mic decât anii anteriori. Pe 1 octombrie începe facultatea și mă gândesc că vă pregătiți și dumneavoastră sau pregătirile s-au încheiat deja. Ce ați făcut în această perioadă? Pregătirile putem afirma că sunt terminate la fiecare început de an, am căutat să punem la punct spațiile de învățământ, igienizare, renovări, retușeri. După aceea am căutat să completăm laboratoarele cu aparatură nouă, una învechită sau, să zic, uzată moral, alta uzată fizic, plus creșterea numărului de laboratoare. Și am înființat vreo 4-5 laboratoare noi, care nu le-am avut. Laboratorul de limbi străine, laboratorul de tehnologie didactică și un laborator foarte interesant de management și marketing al, pro, al produselor și serviciilor. Ceva care să procedeze la a mima să zic așa, procesele economice dintr-o firmă comercială. O să vă rog să ne spuneți care sunt aturile pentru a-i atrage pe studenți, pentru că, așa cum spuneam, numărul celor care iau bacalaureatul este tot mai mic de la an la an și probabil că v-ați gândit și la o strategie pentru a-i atrage pe studenții la Universitatea Alma Mater. Care sunt facilitățile pe care le acordați acestora? Deci, în primul rând, am căutat să găsim soluții pentru a aduce pe băncile universității absolvenți din anii anteriori de liceu cu diploma de BAC, oameni cu, de vârstă medie, cu probleme sociale, salariați, familiști și așa mai departe, creându-le unele facilități pentru a putea să-și desfășoare activitate didactică. Un lucru important aș putea nominaliza, Învățământul modular, care pretindem că așa cum a rămas tot singura universitate din țară, în sensul că modulele de învățământ se fac pe două, trei discipline, sunt și de dimineață și după masă, după cum pot participa la cursuri în funcție de orele de servici ale cursanților, ale studenților. Așa. Și în același timp e bine și pentru profesori. Putem aduce profesori de, unde, de oriunde din țară, pentru că fiecare își poate stabili modulul cu numărul de ore care trebuie făcut după legea educației naționale, după care își dă examenul respectiv pe disciplină și a tăiat de pe lista disciplinelor care trebuie să le învețe în formarea profesională. E un lucru destul de bun care dă rezultate. Și avem peste 50% dintre studenți, așa cum am spus, de vârstă medie care își completează studiile, le crește și retribuția, meseria a învățat o la locul de muncă și își completează și cu partea teoretică. Când termină studiile, nu mai au probleme cu găsirea unui nou loc de muncă. Sunt, probabil, și persoane care, știu, au absolvit o facultate în urmă cu mai mulți ani și, practic, această specializare, poate nu-și mai găsesc un loc de muncă în, acea, în această specializare. Știu că ați apălat și la reconversia profesională. Da, aș vrea să-mi permiteți să vin cu o completare vis-a-vis -vis de cele afirmate anterior, cei care sunt în câmpul muncii, și au împlinit vârsta de 30 de ani, au scădere la taxă, 20% pe toată perioada studiilor, iar taxele de școlarizare sunt în 12 rate lunare. Deci am căutat de așa natură să venim și în sprijinul dânșilor, ca lunar din retribuția primită să poată pune deoparte 150-170 de lei să-și achite obligațiunile față de universitate. Și uh, am găsit uh, destul de mulți doritori pentru așa ceva. Referitor la reconversia profesională, am căutat uh, conform prevederilor Legii Educației Naționale să ne adresăm și acelui segment de populație care, a cărei pregătire nu-și mai găsește uh, cerință actualmente pe piața forței de muncă. Și atunci, dacă are o specializare unde, cu care nu mai poate găsi un job, un loc de muncă, atunci depune din nou dosar la noi, avem comisii de echivalare a creditelor pe disciplină în parte și în funcție de cât este de apropiată specializarea care a absolvit-o față de ceea ce dorește. Poate să se înscrie în anul 2 sau în anul 3. Deci să mai facă încă un an sau doi de studii, la noi și să obțină o nouă calificare. Spuneți că aveți și un program flexibil la facultate și mulți dintre studenți și-au și găsit un, un loc de muncă, studenții care sunt în anul 2, în anul 3, și probabil că încercați să-i și, să și ajutați prin cursuri, astfel încât să le fie mult mai ușor la locul de muncă. Da, e bună întrebarea și vă mulțumesc. Deci, e o preocupare permanentă a noastră de a găsi locuri de muncă în colaborare cu partenerii sociali, cu mediul economic, pentru studenți. Și nu numai pentru studenți, și pentru absolvenți. Dar începând cu anul 2, îi contactăm. Le organizăm, așa zis, bursă de, de locuri de muncă. Fac precizarea că în 27 septembrie, pe calea dumbrăvii, la Facultatea de Științe Economice, avem organizat o bursă a locurilor de muncă cu peste 40 de firme, așa, și invităm studenții noștri, absolvenții noștri, să vină pe calea dumbrăvii la corpul B, cum spunem noi, al universității, pentru a-și găsi un loc de muncă. La una dintre firmele care le-am contactat și vin cu ofertă în acest sens. Ca să zic așa, avantajul e de ambele părți, pentru că odată ei instala la un loc de muncă, există multe șanse ca să se întâlnească cu niște cerințe pentru care n a făcut pregătire la universitate. Și atunci ne anunță, introducem în programă analitică elementele care trebuie la locul de muncă la o firmă germană, italiană, etc. Și atunci punem de acord procesul de învățământ cu cerințele locului, specifice locului de muncă unde s-a angajat. Deci e un mare avantaj și pentru noi acest lucru. În altă ordine de idei ei se obișnuiesc cu mediul social, cu lucru în echipă, își dau un test la locul de muncă, completându-și totodată și cunoștințele teoretice, la absolvire treaba este ok, rămâne pe post, îi crește, angajatorul îi crește retribuția la nivel de studii superioare și îi avem de prieteni de absolvenții noștri tot restul vieții. Știți că acest lucru este cel mai greu pentru că de multe ori în facultate se învață foarte multă teorie și practică mai puțină. Atunci când vor să se angajeze absolvenții, li se cere uh, cunoștințe practice și probabil este un avantaj și pentru ei faptul că lucrează din timpul facultății. Uh, eu aș putea să spun, și am oftat, dar nu degeaba, că este o boală națională a învățământului nostru românesc sunt, scuzați-mi expresia mai puțin academică, multe discipline de umplutură care nu contribuie cu nimic la formarea specialistului, dar dacă așa este ordine, așa trebuie să le facem. Nu ne convine nici nouă, ar putea face în timp ăsta altele, am putea beneficia de o perioadă de practică studențească mai lungă de două, trei săptămâni, așa, și ar fi totul mult mai bine pentru toți. Din discuțiile avute cu domnul ministru, cu Ministerul Educației Naționale, am înțeles că există în preocupările domniei sale și această problemă de a reduce numărul programelor de studii, să rămână elea care sunt solicitate pe piața Forței de Muncă și să reducă și numărul disciplinelor care, să fim serioși, n-au nici o relevanță în formarea specialistului. Ambalarea reformă... produselor industriale și alimentare la o specializare de finanțe. Îmi cer scuze. Știți să face reformă în învățământ în fiecare an și poate că dacă s-ar discuta mai mult cu cei care, care sunt în domeniu, vom ajunge și noi în viitor, ca, într-adevăr, învățământul românesc să fie așa cum este peste hotare suntem încrezători și noi în treaba asta având încredere în domnul ministru al Educației Naționale, în domnii doi ministri, că avem doi, așa, care sunt să zic așa, mai apropiați de învățământ, sunt oameni de cultură, oameni de învățământ și receptivi la ceea ce este în învățământul european pentru că vrem, nu vrem să credem sau nu, suntem europeni. Și atunci un student de anul nostru român trebuie să primească aceleași cunoștințe ca orice student dintr-o țară din Uniunea Europeană. Iar absolventul nostru nu trebuie să fie cu nimic mai prejos decât alt absolvent de același profil din orice țară. Aveți și schimburi de experiență cu Universitatea din schimburi Uniunea Europeană? De experiență și în țară și în străinătate. Deci și căutăm să formăm specialiști de ținută europeană, să corespundă cerințelor europene. Pentru cei din anul întâi, acordați și, și burse da. de studiu și o să vă rog să ne dezvoltați un pic în ce constau aceste burse. Deci avem, bine zis, burse de studiu. 5% dintre cei care au intrat în anul întâi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, au bursă de studiu. Pe urmă venim cu un număr mare de burse sociale, cu copii care provin din familii dezavantajate din punct de vedere economic. Mai aducem de la diferite asociații, ONG-uri, gratuit, pe toată perioada studiilor, studenți din familii mai sărăcuțe, așa avem cu Astra, așa avem cu mărginimea Sibiului și nu numai cu dânsii și cu alții, așa. Pe urmă sunt bursele pentru cei care provin din cămine, de copii, din medii dezavantajate, care și îi sprijinim dacă vor să facă ceva în viață. Suntem alături de ei ca adevărați părinți, îi sprijinim ca să facem și noi ceva pentru oamenii Sibiului, pentru România, să ne motivăm prezența ca universitate. S-a tot vorbit în, în ultima perioadă de introducerea examenelor de, de admitere, atât la liceu, dar și la facultăți. Sunteți de acord cu introducerea unui examen în anul întâi de facultate? Da, sunt perfect de acord și pe linia asta apreciez în mod deosebit ultimul ordin al ministrului prin care uh, testele de evaluare încep uh, gradual clasa a doua, a patra, a șasea, a opta și pe urmă intrarea, promovarea la liceu, așa, pentru că această evaluare duce la urmărirea, etalonarea fiecărui copil uh, de la începutul începutului, din clasele primare până când uh, să-și termine bacul. Să, și o liceul a să dea clasa bac. 11, a pentru o că, -a da, pentru că până acum să trezeau cu primul examen din viața lor la bacalaureat. Ei, aici încă o chestiune ne în ordine, să-i zic așa. Uh, licee uh, de licee teoretice unde să intre cei buni, umaniste sau realiste, și licee tehnologice, unde să intre cu 2, 2, jumate, 3, care este tot absolvent de liceu. Când să dea la facultate examen, pe bază de dosar, uh, cum să zic, să făceau confuzii. Așa înțeleg că deja să merge pe o linie normală, o linie care să ne situeze și până noi România la cerințele actuale, cerințele Uniunii Europene și atunci ar fi altă situație și cu promovabilitatea la BAC. Atunci se creează mediu optim pentru examen de admitere la facultate, ceea ce ar fi un ideal. Sperăm să trăim și vremurile alea. Așa este, cine știe, poate în viitorul apropiat în cadrul reformelor care se tot fac în învățământ să va lua și această decizie. Pe finalul discuției noastre aș vrea să vă mai întreb. Ați avut idei inedite în anii trecuți pentru atragerea de studenți, reducerea pentru pensionari, reducerea pentru cei care își aduc soacrele la facultate. Spuneți-mi dacă anul acesta mai aveți astfel de idei inedite și dacă au fost un succes toate acestea. Da, am cu pensionarii a fost un succes. Păstrăm treaba cu 50% pensionat de vârstă, că mai sunt și pensionari de 37-38 de ani, să-mi fie cu iertare. Așa. Soacrele cu 50% de asemenea. Și aș vrea să spun... A, ah, Ennia romă. Locuri gratuite pe toată perioada studiilor pentru toți care au făcut liceu și au diplomă de bac, din județul Sibiu, noi aducem în Sibiu din toată țara că să pot interpreta și altfel problemele, așa, fiecare județ ca mare fac universitatea lui, aproape. Și atunci să-și caute fiecare în județul respectiv, fără, nu, fără limită de număr. Avem în fiecare an 5, 6, 7 care vin pe drept, pe pedagogia învățământului, pe științe economice, și ne bucurăm că reușim cât putem noi să-i scoatem dintr-un anumit mediu și să îi introducem într-altul, pentru că fiecare absolvent, soț sau soție viitoare, o să fie tot cu studii superioare, iar copiii lor o să fie copii dintr-o familie de intelectuali. Deci avem satisfacția sufletească că putem fi de folos și lor și societății prin acest program al nostru. Ce aș putea să mai spun? O facem în continuare în scrieri până în 27 septembrie la specializări, programe de studiu, cum mi se mai spune, destul de căutate pe piața forței de muncă, management, economia comerțului, turismului, serviciilor, care este regina științelor economice, pedagogia învățământului primar și preșcolar, la psihologie, unde nu ne-am completat locurile, fiind vorba și de un număr de locuri de peste 100 la fiecare specializare, autorizate să funcționeze de către Aracis. Vă doresc mult succes în noul an universitar și vă mulțumesc mult pentru prezența în observator. Și eu vă mulțumesc pentru toată amabilitatea.